În porturile de la malul Mării se aflau marți dimineață 29 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 26, erau în portul Constanța, 2 în portul Midia și 1 în portul Mangalia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, îngrășăminte, containere, fier vechi sau laminate. De asemenea, potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau pe 31 august 6 nave, dintre care 5 așteptau pentru operare, iar una nu avea operațiuni portuare. La avizări, marți dimineață, potrivit raportorilor, erau 9 nave, 7 pentru portul Constanța și 2 pentru portul Midia.